Bine ați revenit! Întâi să răspundem la întrebarea cu numărul 174. Apoi, logicianului A i s-a comunicat forma figurii desenate pe ușa câștigătoare, iar logicianului B culoarea ușii câștigătoare. Și din acel moment n-au mai avut voie să comunice între ei. Moderatorul le-a spus: vă voi pune câte o întrebare din minut în minut, ca să aveți timp de gândire. Prima întrebare: știți care este ușa câștigătoare? Amândoi logicienii au răspuns nu. După un minut, moderatorul a întrebat același lucru: știți care este ușa câștigătoare? Și din nou, amândoi au răspuns nu. Și după încă un minut, moderatorul a întrebat din nou: știți care este ușa câștigătoare? De data asta, amândoi logicienii au răspuns da și s-au îndreptat spre una dintre uși, deschizând-o. Partea frumoasă a acestei întrebări este, după părerea mea, aceea că rezolvarea se bazează doar pe informații, să le spunem, negative, în sensul că putem ști doar de ce nu știe cineva ceva. De asemenea, e interesant că, deși la prima vedere este o întrebare dificilă, imediat ce începem să o analizăm, observăm că nu este deloc așa și nu trebuie să fii logician ca să afli răspunsul. Să vedem. Este pusă pentru prima dată întrebarea: știți care este ușa câștigătoare? Logicianul A cunoaște forma figurii desenate pe ușă. Dar există un singur pătrat, așa că dacă ușa cu pătrat ar fi câștigătoare, el ar răspunde da. Dar el spune nu, așa că aceasta nu poate fi ușa câștigătoare. Logicianul B cunoaște culoarea, dar există o singură ușă verde, așa că dacă aceasta ar fi ușa câștigătoare, el ar răspunde da, dar și el răspunde nu. Deci nici aceasta nu poate fi ușa câștigătoare, așa că putem să le eliminăm pe amândouă. Raționamentele pe care le-ați auzit au fost făcute și de cei doi logicieni, bineînțeles, așa că după prima întrebare, ei știu că mai au de ales doar dintre cele trei uși rămase. Și acum se pune a doua oară întrebarea: știți care este ușa câștigătoare? Dacă forma de pe ușa câștigătoare ar fi cerc, logicianul A ar ști care este această ușă, deci nu poate fi aceasta. Dacă culoarea ar fi albastră, logicianul B ar ști care este ușa, deci nu poate fi nici aceasta. Așa că putem elimina și aceste două uși și, după cum vedeți, a rămas una singură, așa că la ultima întrebare amândoi știu unde se găsește premiul. Atenție! Dacă logicienii ar răspunde pe rând și ar auzi ce răspunde cel de dinainte, cel care răspunde al doilea ar ști deja după a doua întrebare care este ușa câștigătoare. Dacă ar răspunde prima dată logicianul A și ar spune că nu știe care este ușa, B ar ști că nu este ușa cu cerc și ar ști după culoare pe care dintre ușile cu triunghi să o aleagă. Dacă ar răspunde întâi logicianul B, spunând că nu știe care este ușa, A ar ști că nu este ușa albastră și ar ști după formă pe care dintre cele două uși roșii să o aleagă. Dar deoarece niciunul nu știe care este ușa, înseamnă că ori trebuie să răspundă deodată, ori nu aude unul ce răspunde celălalt. Presupuneți că sunteți un chimist cercetător
Și ați reușit să sintetizați într-un laborator foarte izolat, undeva în munți, un lichid cu proprietăți extraordinare, dar care nu este stabil decât în niște vase speciale. Dacă este mutat în alte vase, făcute din alt material, lichidul se descompune sau, mai rău, poate să explodeze. Mai presupuneți că aveți doar 6 astfel de vase și toate sunt pline cu acest lichid. Aceasta este toată cantitatea de lichid pe care ați sintetizat-o și nu puteți produce mai mult, nu aveți substanțele necesare. De asemenea, nu este permisă acoperirea vaselor, deoarece chiar și o acoperire parțială poate duce la explozie și nici nu pot fi duse în altă parte, trebuie să rămână în laborator la temperatură constantă, nici mai mare, nici mai mică. Deci vasele trebuie să rămână tot timpul în laborator și trebuie să fie neacoperite. Din păcate, nu aveți echipamentul necesar pentru a face o analiză completă a lichidului, așa că ați anunțat descoperirea pe care ați făcut-o și ați cerut să vină o echipă cu aparatura necesară ca să se poată face toate analizele lichidului pe care l-ați obținut. Dar aveți două probleme. Prima este aceea că lichidul se evaporă, iar în condițiile din laborator, în 60 de ore, un vas plin se golește din cauza evaporării. A doua problemă este aceea că sunteți anunțat că din anumite motive care nu ne interesează, echipa care aduce aparatura de analiză va întârzia foarte mult, va avea nevoie de mult mai mult decât 60 de ore pentru a ajunge, poate chiar mult mai mult și nu se poate ști exact când va ajunge. Ori dacă lichidul rămâne așa cum e în cele 6 vase, în 60 de ore nu mai aveți lichid deloc. Așa că trebuie să faceți tot ce puteți pentru a păstra o cantitate, oricât de mică, din lichid, cât mai mult timp. Dacă singurul lucru pe care îl puteți face este să turnați lichidul dintr-un vas în altul, de câte ori vreți, cum vreți și când vreți, care este intervalul de timp maxim la capătul căruia mai puteți avea încă măcar o picătură de lichid și cum trebuie să procedați ca să atingeți acest timp maxim? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!